Suntem în luna februarie în într-o serie de predici din, pe tema familiei și au fost trei predici, mai urmează încă trei, în care vrem să vedem ce ne vorbește Scriptura despre cum să ne trăim viața unul cu celălalt în familie. Am văzut despre rolurile pe care Dumnezeu ne le-a lăsat fiecăruia și vrem astăzi să ne uităm la un subiect mai uh, greu, și anume la conflict, la lucrurile care apar între noi, în viața de familie, care ne tulbură liniștea, pacea, fericirea noastră. Și vrem să facem asta uitându-ne la pasajul din Iacov, 4, 1 la 10. Le-am cerut, voi, fetițelor mele, să vă spun despre o discuție dintre ele în care Livia mă întreba, fetița noastră cea mai mică, tati, dar tu când mai predici? Că n-ai mai predicat de mult. Iar Ania zicea... Mai bine să nu predice, că timpul la cât se pregătește pentru predică se joacă cu noi. Asta era dezacordul între ele și, din păcate, nu se rezumă doar la asta, dezacordurile între copii. Sunt de multe ori mult mai complicate lucrurile pentru care nu cad pe aceeași pagină și, chiar așa, inofensiv și mici și drăguți cum par. Există și între ei, certuri, există și între ei răni, există și între ei firea, există și în ei firea pământească, care face să răbu răbufnească atunci când cineva face ceva care nu îi place celuilalt. Adevărul e că în fiecare dintre noi, chiar și cei care uh, suntem mai calmi și avem un temperament mai liniștit de la Dumnezeu, uh, există un foc, un vulcan în, în noi, în, înăuntru nostru, care stă gata să-i rupă de fiecare dată când cineva îl provoacă. Și vrem astăzi să ne uităm la ceea ce generează conflictele dintre noi. Care este sursa? Care e rădăcina adevărată pe care Biblia ne spune că uh, au conflictele, certurile? Vrem să ne uităm la inima noastră și la problema inimii împărțite, care de așa de multe ori vorbim și declarăm ceva, iar în realitate avem și ne purtăm altfel decât ceea ce spunem. Și apoi împreună o să privim la soluția lui Dumnezeu, la ceea ce El a venit să aducă și la modul Lui de a rezolva problema conflictului din viața noastră, din familia noastră. Ăsta e obiectivul pentru astăzi, să vedem cum sunt definite conflictele și cum ar trebui să le gestionăm în lumina scripturii care sunt diferențele între gândirea și influența societății, ce ne învață societatea și ce ne învață Biblia despre conflicte. Iar miza și importanța acestui subiect este foarte mare, pentru că, pe de-o parte, avem implicațiile pe termen scurt. Nimănui nu-i place să fie certat, să stea în dezacord și să ne provoacă așa, o stare inconfortabilă de fiecare dată când ne contrazicem, ne certăm cu, cu celălalt. Dar mai mult decât atât, sunt implicații pe termen lung. Certurile nerezolvate, conflictele care persistă pot duce la divorțuri, la despărțiri, la implicații în viața copiilor, la viitorul lor emoțional și nu numai. Avem implicațiile spirituale veșnice, pentru că în conflict se vede inima noastră și inima noastră ne spune dacă este alipită de Dumnezeu, să încrede în Dumnezeu și în soluțiile Lui, în modul Lui de a vedea lucrurile, sau inima noastră este mai degrabă caracterizată de egoism, ură, centrare pe sine și înțelepciune lumească. Avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu să definim și să gestionăm corect conflictele. Și pasajul de astăzi nu vorbește doar despre... Nu vorbește despre conflict specific în cadrul familiei, dar pentru că vrem să facem aplicații pe tema familiei unde suntem, vom face asta și vom lua conflictul care se aplică în orice situație, poate la lucru, poate în cadrul bisericii. Iacov abordează problema conflictelor din, dintre frații cărora le scrie și vom face asta. Să privim la familie, să privim la relațiile noastre. Și ceea ce vom vedea este că adevărata sursa conflictului este pofta noastră. Și singurul mod în care putem gestiona corect conflictele este ca inima noastră să fie supusă în totalitate lui Dumnezeu. Vă invit să citim textul din Iacov 4. Voi citi din noua traducere. De unde vin luptele? Și de unde vin conflictele între voi? Nu de aici, din plăcerile voastre, care se luptă în mădularele voastre. Voi poftiți, dar nu aveți. Ucideți și invidiați, dar nu puteți obține. Vă certați și vă luptați, dar nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți, dar nu primiți. Pentru că cereți rău ca să risipiți în plăcerile voastre adultere ce sunteți. Nu știți că prietenia cu lumea înseamnă dușmănie față de Dumnezeu? Așa că oricine vrea să fie prieten cu lumea, se face dușmana lui Dumnezeu. Sau vi se pare că degeaba spune Scriptura, el tânjește cu gelozie după Duhul pe care l-a pus să locuiască în noi. Însă el dă un har și mai mare, de aceea spune Scriptura, Dumnezeu se așează împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Supuneți-vă deci lui Dumnezeu, împotriviți-vă deavolul lui și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inimile șovăielnicilor, întristați-vă, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se transforme în jale, iar bucuria în disperare. Smeriți-vă înaintea Domnului, iar El vă va înălța. Amin. Iacov scrie această epistolă către evrei împrăștiați între neamuri, așa cum vedem în primul verset. Iacov este fratele Domnului Isus, fratele de trup. Și este prezbiter în biserica din Ierusalim, în uh, biserica nou formată de creștini care au început să-L uh, urmeze pe Hristos, care au crezut în jertfa Lui, care um, îl denumim și biserica primară. Uh, cartea este scrisă undeva la începutul, uh, între anii 40-60, la începutul bisericii, una dintre primele cărți scrise, probabil chiar înainte de Evanghelii, iar în conținutul ei vedem în primele capitole cum Iacov aduce niște teste de autentificare ale credințelor, credinței celor care afirmă că sunt ai lui Hristos. Nu e suficient doar să spui că ești creștin, să afirmi, ci Iacov zice vreau să văd credința ta din faptele tale, vreau să văd roadele care atestă ceea ce tu spui. Ce Roadele vorbesc despre rădăcina și sursa uh, credinței noastre. Uh, vedem cum uh, în capitolul precedent vorbește despre faptul că să nu, fim, să nu fiți mulți învățători, să nu căutați, să vă impuneți, aveți grijă la limba care este un foc, ea este cea care pângărește tot trupul, este un, uh, un venin care poate să aducă moarte. Și apoi vorbește despre înțelepciunea de sus, care e caracterizată de pace și despre înțelepciunea firească, care este plină de invidie amară și ambiție egoistă. Și acum trece în capitolul 4 la lucruri concrete, la lucruri care arată ce este de fapt în inima voastră, în inima ascultătorilor. Este înțelepciunea divină? Este înțelepciunea lui? Dumnezeu care vine de sus, care e curată, pașnică, blândă, ascultătoare, plină de milă și de roade bune, năpărtânitoare, fără ipocrizie? Sau este înțelepciunea firească, care nu vine de sus, pământească, demonică, plină de invidie și ambiție egoistă? Și Iacov începe textul cu întrebarea, de unde vin luptele? Și de unde vin conflictele între voi? Care este originea? Care este sursa certurilor, luptelor dintre voi? De ce ne certăm noi? Uneori ne certăm și într-un spre biserică, nu? Ți-am spus că trebuie să plecăm la fără 20. Deja e fără 10. Te aștept. Nu vii. Da, n-am timp. Eu fac toate lucrurile. A mai ajută-mă și tu. Mie îmi place ordinea. Dacă nu este așa cum spun eu, mă enervez. Ridic tonul la soțul meu, la soția mea. Ea e obișnuită, nu contează. E tot una la fără 20 sau la fără 10. Oricum ajunge la timp, oricum și ceilalți întârzi, oricum. Nu. Ne-am dat cuvântul. Și așa se nasc între noi certuri pentru că fiecare are altă așteptare de, celălalt, de la celălalt. Nu mă asculți, îmi vorbește aspro și avem o mulțime de motive pentru care ne certăm. Sau spunem că ne certăm. Totuși, motivele pe care le invocăm de cele mai multe ori nu sunt cele care declanșează cu adevărat cearta. Nu sunt motivul real din spatele certe, Doar ele doar declanșează cearta. De unde vine cearta? Și vom vedea cum răspunde Iacov. Nu de aici, din plăcerile voastre care se luptă în mădularele voastre. Plăcerile noastre ne modelează vorbirea, acțiunile și chiar rugăciunile. Astea sunt adevăratele motive. Ele sunt. Interne, din voi, din mădularele voastre, din plăcerile voastre, ies la iveală în afară, între voi, luptele, conflictele. Ce e în inima voastră atunci când reacționați așa? Este înțelepciunea de sus, pașnică, blândă, ascultătoare, plină de milă? Sau este invidie și ambiție egoistă? Nu uitați că textul se adresează creștinilor. Le vorbește până acolo, frații mei, frații mei, preubiții mei, frați. Sunt cei care sunt în Domnul. Și totuși, îi cheamă să se uite în inima lor. Nu din plăcerile voastre? Plăcerile sunt până la un punct normale și Dumnezeu le-a pus în noi să ne placă unele lucruri, să avem nevoie, să avem dorințe, nevoie de unele lucruri și dorințe naturale în, în familiile noastre. Vrem ca celălalt să ne iubească, să ne accepte, să ne încurajeze, să ne laude, să ne aprecieze și lucrurile astea sunt normale. Dar până la un punct, când ele devin idol pentru noi, când răspunsul partenerului nostru la ceea ce noi facem devine mai important decât ascultarea de Dumnezeu, când caut semnificația și identitatea în ceea ce El poate să-mi ofere, în loc de ceea ce Dumnezeu poate să-mi ofere. Și de cele mai multe ori, plăcerile noastre se transformă în pofte, firești, care se luptă împotriva sufletului, cum vedem și în 1 Petru 2 cu 11. Praibiților îndemn ca pe niște străini și peregrini să vă feriți de poftele firești care se luptă împotriva sufletului. Sunt dorințe pentru lucruri pe care noi le revendicăm imediat, vrem, acum. Da, din cauză că El nu dă apreciere. De asta fac ceea ce fac. Dar în realitate, avem o luptă interioară. Așteptările noastre, dorințele noastre, plăcerile noastre care nu sunt satisfăcute. Și asta răbuntește la exterior. Neîmplinirea poftelor ne face să reacționez, să reacționăm. Mă enervez, mă cert, să mă retrag. Nu toți izbucnesc. Unii reacționează prin retragere. Ok. Nu face, nu spune, nu e așa cum mi-am dorit. Atunci nu mai vorbesc cu el. Cât o săptămână e tăcere în familia noastră și pare că noi nu ne certăm. Noi ne înțelegem bine, doar că nu mai avem timp să să vorbim unii cu Da, au fost niște lucruri, în timp o să se rezolve, o să timpul le acoperă pe toate, le vindecă. Nu, soluția nu este să fugim de confruntarea rădăcinii conflictului. Și așa ușor, din firea noastră, instinctul și tendința noastră firească este să dăm vina pe celălalt. El a făcut asta. Dacă nu mă provoca, dacă nu zicea asta, dacă nu făcea asta, eu nu făceam, eu nu spuneam, eu mă portam frumos, eu, vreau, eu vreau pace și liniște în familia noastră. Dar el când vine, tot timpul, e smorocănos, mă reproșează, îmi face sau nu îmi face. Vă aduceți aminte în grădina Eden, Adam și Eva cum au reacționat când Dumnezeu a confruntat cu păcatul lor? O da vina pe celălalt. El, tu mi l-ai dat, chiar Dumnezeu, tu mi-ai dat-o pe soție. El e vinovat, el m-a ispitit, el mi-a zis: Eva a văzut că era de dorit fructul să deschidă ochii. A poftit în inima ei. Acolo era problema. Nu era șarpele, ăla era doar contextul în care inima ei s-a văzut și acțiunea ei a demonstrat că a iubit mai mult pofta decât ascultarea de Dumnezeu. Tim Chester spunea că ironia situației de conflict este că noi dăm vina pe celălalt pentru acțiunile lui și tot pe el îl învinuim pentru acțiunile noastre. Eu n-aș fi făcut niciodată asta, n-aș fi spus niciodată asta, nu m-aș fi nervat niciodată dacă el n-ar fi. Deci el e vinovat, ea e vinovată și pentru ce a făcut ea și pentru ce am făcut eu. Eu, fai, mai am și eu greșelile mele, recunosc, dar problema adevărată e la soțul meu, e la soția mea. E la copilul meu care nu doarme, care mănâncă, care nu mă ascultă, care uh, e răzvrătit. Nu. În toate relațiile, originea conflictului vine din noi, din interiorul nostru, din inima noastră care poftește și nu este împlinită dorința, pentru că dorința este una rea. Există situații care favorizează conflictul, dacă ne gândim și la destinatarii lui Iacov. Erau într-un context politic și economic dificil. Erau împrăștiați, erau exilați, erau uh, mulți sufereau chiar lipsuri financiare. Și nu e așa când ai probleme cu banii, când nu ești sănătos, când muncești mult, când alergi de dimineață până noapte, dacă te mai enervează și soția și soțul seara, când vrei și tu să stai liniștit, să izbucnești. Oricât am vrea să dăm vina pe context. Problema nu este în afară. În esență, este aceeași. Și dacă nu identific cauza reală și nu o scot la iveală și nu o rezolv problema din interior, soluțiile sunt doar temporale. Sunt doar pentru moment. E ca un foc pe care încerc să-l sting aruncând o găleată de apă și el rămâne mocnit acolo. Cărbunii lemnul este încă aprins, e gata să să izbucnească din nou. Și de multe ori asta facem noi în rezolvarea conflictelor. Încercăm să adresăm doar ceea ce a declanșat conflictul. În loc să stăm înaintea Lui Dumnezeu, cu inima noastră, să ne smerim, să căutăm care sunt dorințele, plăcerile, poftele noastre. Și ce fac atunci când pofta mi-e împiedicată? Apelez la armele pe care le-am la de mână și sunt gata să lupt cu orice îmi stă în cale în, care, în cale în împlinirea poftei mele. Întorc armele și intru în conflict cu cine nu trebuie. Problema nu e în celălalt, ci în mine. Voi poftiți, dar nu aveți, ucideți și eu acesta nu este în original și o să fie mai multe variante de traducere, dar invidiați nu puteți obține. Vă certați, vă luptați, nu aveți, pentru că nu cereți. În loc să plecăm genunchi înaintea Lui Dumnezeu, să cerem înțelepciunea Lui de sus, în loc să căutăm pacea, inima curată, ascultătoare, plină de milă, noi suntem gata să ne luptăm, să ne cerem dreptatea, să ne facem dreptatea, să arătăm că ești greșit. Și până la un punct, s-ar putea soțul și soția să, să fie greșite. Pentru că întotdeauna există o sămânță, dar nu asta este sursa și originea conflictului. Metodele înțelepciunii firești întotdeauna dau greș. Nu puteți obține, nu aveți. Nu cereți. Când în centrul preocupărilor noastre nu este manifestarea dragostei lui Dumnezeu, atunci rănim, ucidem cu vorba noastră, călcăm peste orice pentru a arăta că avem dreptate. Există și confruntare. E nevoie, să spunem, adevărul în dragoste. Nu trebuie să fugim de confruntare de dragul de a nu ne certa. Pentru că e nevoie să facem asta, dar trebuie să ne analizăm bine inima și modul în care vorbim cu celălalt atunci când, într-adevăr, motivația noastră este una corectă, de îndreptare, de corectare. Nu cereți. Rugăciunea noastră fie lipsește, fie este greșită, este modelată iarăși de plăcerile noastre. Cereți rău. De ce? vreți să risipiți în poftele voastre, în loc să aibă rugăciunile noastre în centru voia lui Dumnezeu și înăintarea împărăției lui, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Noi ne rugăm pentru plăcerile noastre să risipim în plăcerile noastre, să ne satisfacem poftele noastre. Nu știu pe cine dai tu vina pentru conflictele din familia ta, din relațiile tale. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne învață că problema este la tine. Certurile vin din interior, iar motivele cele declanșează sunt doar situații circumstanțiale care scot la iveală ce este în inima noastră. Câtă energie risipită în vânt, câtă durere și suferință rămân în urma certurilor dintre noi, în loc să ne recunoaștem poftele, să mergem la sursă și să credem ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne învață. Mergând mai departe, Iacov se adresează cu un cuvânt foarte dur. Adultere, ce sunteți? Suflete prea curvare, traduce Cornelescu, ca să evidențeze că nu e vorba despre un păcat în trup, ci este vorba despre inima lor, care este necredincioasă, infidelă. Și vedem în următoarele versete cum prietenia cu Dumnezeu este incompatibilă cu lumea. Și dacă ești prieten cu lumea, te faci dușman cu Dumnezeu. Este o imagine din Vechiul Testament în care poporul Israel era comparat cu o femeie adulteră. Pentru că a fost necredincios față de Dumnezeu și legământul lui și s-au lipit de idoli. E o realitate dură în care se află toți cei care pretind și spun că sunt al lui Dumnezeu, dar în realitate cu faptele lor Arată că iubesc, de fapt, lumea. Flirtul cu lumea te pune în categoria celor ce se prostituează spiritual, care își împart inima între Dumnezeu și plăcerile lor. Cine ar accepta infidelitatea, adulterul, în familia lui? Cine ar putea să ierte când soțul sau soția ar pleca cu altcineva, în afara căsătoriei? Și totuși, asta spune textul, că facem noi când inima noastră iubește lumea. Definiția ei asupra vieții, asupra conflictelor, modul în care ea rezolvă, prietenia cu lumea înseamnă să fim loiali față de valorile ei, să adoptăm sistemul ei și viziunea ei asupra vieții. Dar dragostea de Dumnezeu este incompatibilă cu dragostea de lume. Sistemele de gândire sunt total opuse. Matei 6 cu 24 ne spune că nu puteți sluji la doi stăpâni. Cum definește lumea conflictul? Cum definește lumea omul, păcatul? Ce învățăm? Ce vedem în jurul nostru? Trebuie să identifici lucrurile care îți provoacă neplăceri și să le eviți. Trebuie să te îndepărtezi de oamenii toxici. Uh, nu există copii răi. Știți, cartea e o carte faimoasă pentru creșterea copilului, care pleacă de la premisa că nu. Contextul, circunstanțele, nu e înțeles, e obosit, nu. El în sine e bun. Asta ne învață psihologia, asta ne învață. Lumea, că trebuie să căutăm în afară noastră problema, să o rezolvăm, să o uh, izolăm și atunci noi să avem pace cu noi înșine. Total opus de ceea ce ne spune Dumnezeu. Problema e la noi, problema nu e la copil, zice lumea, ci la factor extern care îl perturbă. Tu nu greșești ca adult, dar ești sub efectele genetice, ai moștenit. Ai avut o copilărie grea? N-ai fost iubit? Săracul, hai să rezolvăm asta. E adevărat, contextul, mediu, influențele sunt lucruri care ne afectează, dar nu sunt adevărata cauza problemelor noastre. Nu iubiți lumea, ne învață și Ioan. 1 Ioan 1, 15 și 16 nu iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Fiindcă tot ce este în lume, pofta firii, pofta ochilor, lăudărușenia vieții, nu este de la Tatăl, ci este din lume. Suntem într-un război spiritual. Și textul este plin de um, cuvinte care ne duc la ideea unui război. Avem dușman. Oricine vrea să fie prieten cu Dumnezeu, se face dușman al Dumnezeu. Avem că se așează împotrivă, avem lupte, certuri, avem um, împotriviți-vă, luptați, așezați-vă în linie de bătaie, împotriva diavolului. Suntem într-un război. Și miza este inima noastră. Pe de-o parte avem lumea și înțelepciunea ei, cu definirea vieții și abordarea firească, plină de invidie și ambiție egoistă. Și pe de altă parte, pe flancul celălalt, avem pe Dumnezeu și Scriptura care ne vrea doar pentru El. Nu știți? El tânjește cu gelozie. Oare degeaba, spune Scriptura, El tânjește cu gelozie după Duhul pe care l-a pus să locuiască în noi. Scriptura ne învață. Nu vorbește degeaba. Oare degeaba, zice Scriptura? Nu, dar am eu oare urechi să aud, ochi să citesc, minte să înțeleg? Dumnezeu ne vrea doar pentru el. Să ne lăsăm modelați și transformați de modul în care el definește viața, păcatul, problema inimii. Stăm astăzi în fața unei decizii. Putem să alegem unde este cu adevărat inima noastră. Și nu doar să declarăm asta, ci să arătăm prin faptele noastre. Și de câte ori ne-am încercat să nu ne mai certăm, să avem răbdare, să avem mai multă îngăduință pentru soțul nostru, pentru soția mea și n-am reușit. Adevărul e că prin puterile noastre ieșuăm. Familia unor oameni cu inima împărțită, nu reflectă Evanghelia. Dualitatea și afirmarea creștinismului doar cu buzele sunt foarte periculoase. Miza e sufletul tău, care dacă nu s-a abandonat în mâinile Lui Dumnezeu și se ține încălipit de lume, poate niciodată n-a cunoscut salvarea Lui. Trebuie să recunoaștem nevoia intervenției divine, nevoia Harului Dumnezeu, nevoia ca... Inima noastră să fie transformată de El. În conflicte, în relațiile noastre, arătăm cui aparține prietenia și inima noastră. Vestea bună este că Dumnezeu are o soluție. Însă El dă un har și mai mare. Există har. Există ceva care e mai mare și decât pofta mea, și decât problema mea, și decât orice stă în calea apropierii de Dumnezeu. E harul lui. Dar cine îl primește? Cui este dat? El este disponibil, este în dar, este suficient. Dar apoi Biblia ne învață cine are parte de el. Dumnezeu se așează împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Te pui tu în starea de a primi harul lui Dumnezeu? Este una singură, în smerenie. Avem o avertizare și o promisiune. Cei mândri îl au pe Dumnezeu în partea alta baricadei în războiul spiritual. Dumnezeu se așează împotriva lor. Atunci când avem invidie, ambiție egoistă, înțelepciunea lumească și când îmbrățișăm, poate fără să declarăm, ce subtil, prin faptele noastre arătăm că îmbrățișăm concepția lumii, Dumnezeu stă împotriva mândriei noastre. Vă aduceți aminte de. Fariseul și vameșul care se rugau în templu. Și fariseul care își arăta lista cu fapte bune, Doamne îți mulțumesc. El se ruga. El era împărtășie cu Dumnezeu din punctul lui de vedere. Îți mulțumesc că nu sunt răpăreț. Nici măcar ca vameșul acesta. Se compara cu El, se punea în sus, de sus, și vedea în El păcatul, care era acolo, păcatul. Dar atitudinea inimii cu care venea înaintea Dumnezeu, autojustificându-se, arătând spre El, spre meritele, spre uh, performanțele Lui, asta e mândrie. Iar vameșul se bătea în piept și nu îndrăznea să-și ridice ochii. Și spunea, Doamne, Dumnezeul meu, ai milă de mine, păcătosul. Își recunoștea starea în care era nu ascundea păcatul sub preș, nu spunea că circumstanțele, că asta e jobul, asta trebuie să... Uh, nu. Înaintea lui Dumnezeu, el își vedea păcatul, nevrednicia, se bădea cu pumnul în piet și recunoștea, se smerea înaintea lui Dumnezeu. Astfel de atitudine trebuie să avem ca să primim har. Supuneți-vă deci lui Dumnezeu, primirea Harului nu este, uh, nu presupune un rol pasiv al nostru. Și următorul, următoarele versete ne vorbesc despre ce așteaptă Dumnezeu să facem. De la șapte, supuneți-vă deci lui Dumnezeu, veniți cu smerenie înaintea Lui. În 1 5, 5 la 9 Citează același verset din Proverbe 3 cu 34 Dumnezeu se așează împotriva celor mândri, dar celor de har. smeriți le har Smeriți-vă deci sub mânătarea lui Dumnezeu Pentru că la vremea potrivită El să vă înalțe Aruncați asupra Lui toată îngrijorarea voastră Fiindcă Lui îi pasă de voi Fiți treji, vegheați Dușmanul vostru, diavolul, umblă ca un leu Care rage căutând să înghită pe cineva Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că frații voștri din întreaga lume trec prin aceleași suferințe. Și Iacov vorbește și despre ceea ce Petru îi învață pe destinatare scrisorii lui. Împotriviți-vă diavolului. Lupta, cu adevărat, nu este unul cu altul între noi, deși noi ne luptăm unul cu altul. Lupta este Împotriva diavolului. Noi nu suntem chemați să luptăm între noi. Armele trebuie îndreptate spre satan. Războiul e real. Dar există șansă și speranță în lupta cu el. Pentru că Dumnezeu ne cheamă să facem asta. Știm cum Isus ne-a dat un exemplu, cum a luptat el cu diavolul. Și diavolul l-a lăsat până la o vreme, zice în Luca. Diavolul va încerca și va veni din nou și din nou. Dar ceea ce noi trebuie să facem este să ne împotrivim lui, să ne apropiem de Dumnezeu. Și ne arată cum să fim smeriți. Apropiindu-ne de Dumnezeu, curățindu-ne mâinile și inimile. Și când ne apropiem de Dumnezeu, avem promisiunea că El se va apropia de noi. Prezența lui Dumnezeu, când se apropie de inima ta, aduce pace. Iertare. Putere. Înțelepciune de sus. Restaurarea celor care au relațiile frânte. Aduce lumină și înțelepciune cum putem să ne curățim mâinile și inimile. E doar harul lui. Să se apropie Dumnezeu de noi. De asta avem nevoie atunci când ne certăm. Să ne apropiem de El și să lăsăm, să conștientizăm prezența Lui. Așa cum a făcut-o Isaia când s-a văzut în fața tronului lui Dumnezeu și a dat seama cine este el. Un om cu buze necurate, prednic de moarte. Și Dumnezeu face asta, ne promite că face asta. Și dacă înainte, în vechiul testament, curățirea mâinilor și a inimii era pentru purificarea trupului, era înainte să te apropii de templu. Aici e paradoxal invers. Întâi te apropii de Dumnezeu și El îți dă lumină, îți dă Duhul lui, care ne conștientizează cum trebuie să ne curățim, ceea ce facem, mâinile noastre, ceea ce gândim, toată ființa noastră, ceea ce simțim, inimile noastre. Noi care suntem păcătoși, șovăielnici, din 1, capitolul 1, versetul 8. Vorbește Iacov, să, cei care cer înțelepciune să ceară cu credință, nu ca unul care este împins de val încoace și încolo, care este șovăielnic, care este um, nestatornic. De multe ori nu facem asta pentru că nu avem credință, pentru că suntem ca omul nestatornic, șovăielnic, dar Dumnezeu e bun și în harul lui ne cheamă se apropie de noi, ne vorbește. Ce facem noi? Poftim, ucidem, invidiem, ne certăm, ne luptăm. Și ce ar trebui să facem? Să ne apropiem de Dumnezeu, să ne smerim, să ne curățim inimile, să ne pocăim. Versetele, versetul 9, ne vorbește despre o atitudine exterioară și vizibilă a pocăinței noastre. Este din nou un limbaj vechi testamental și ne aduce aminte din profeți care, de exemplu, în el spune că întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și cu jale. Întristați-vă, tânguiți-vă, plângeți. Râsul vostru să se transforme în jale, iar bucuria în disperare. Uh, da, asta nu trebuie să însemne că nu avem voie să râdem sau trebuie să fim tot timpul uh, sobri și tot timpul să plângem. Ia Pavel ne învață să ne bucurăm în Domnul, să uh, avem bucuria mântuirii, să fim conștienți că Dumnezeu este Cel care ne iartă. Dar aici vorbește despre o pocăință reală, vizibilă, de care avem nevoie și fără de care nu putem să ne smerim înaintea Dumnezeu. Iisus în Luca vorbește despre râsul celor care se încred în ei și le spune că asta e doar vremenic, până la un punct când veți vedea, veți sta în fața lui Dumnezeu și veți vedea că fără El sunteți pierduți. Avem nevoie și de plâns și de întristare în viața noastră dacă ne apropiem de Dumnezeu dacă vrem cu adevărat să ne smerim înaintea Lui și să avem rezolvată problema rădăcinii conflictelor noastre, problema inimii noastre. Dacă dai vina pe celălalt în conflict, atunci nu ai nevoie de pocăință. Nu așa asta ne învață lumea și societatea. Nu e la tine problema. Pentru că dacă ai recunoaște că e la tine, ar trebui să ajungi aici, în punctul ăsta, la pocăință. Dar lumea nu vrea pocăință, lumea nu vrea să recunoști că este altcineva mai presus de tine care are autoritate, tu ești în centru, tu ești Dumnezeu, tu ești în jurul tău se învârt toate lucrurile. Și de multe ori ne așteptăm ca soțul nostru, soția noastră să se pochească nu așa? Da, și eu, dar în special el, ea. Acolo e problema mare. Nu. Fiecare în dreptul nostru. Trebuie să privim la inima noastră. Trebuie să privim la minciunile pe care le credem din societate, la ceea ce s-a strecurat subtil în inima noastră, în mintea noastră, și ceea ce ne face să ne credem buni, în loc să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, în loc să venim cu pocăință. Și apoi ultimul verset, smeriți-vă înaintea Domnului, reia ideea. Încheie sublinind încă o dată nevoia de a ne smeri. Atunci când ne certăm, întotdeauna ne uităm de sus la celălalt. Când acuzăm. Dar când ne smerim, nu mai putem să stăm în poziția aia de superioritate. Adevărata înălțare vine de la Dumnezeu. La vremea potrivită, cum spune Petru, tuturor celor care se smeresc Rezolvarea conflictelor depinde de înțelegerea și tratarea lor cu înțelepciunea lui Dumnezeu în cadrul pe care El l-a lăsat. Adevărata sursa conflictelor, originea lor, este pofta noastră. Și singurul mod în care putem gestiona corect conflictele este ca inima noastră să fie supusă în totalitate lui Dumnezeu. Nu poți să-l schimbi pe soțul tău, pe soția ta, poți să-l confrunți în dragoste cu adevărul, dar oricât ai încerca să se rezolve problemele tale din căsnicie prin schimbarea lui sau a ei, lucrul ăsta nu o să se întâmple. Trebuie să ne uităm la inima noastră. Este ea supusă lui Dumnezeu? Acceptăm noi soluția lui Dumnezeu de a ne smeri, de a ne apropia de El, de a ne ruga după voia lui, de a căuta pacea. Și chiar și când el sau ea nu au dreptate. Noi nu putem să îi cerem să-și spășească păcatul pentru care deja a murit Hristos. Ne place să ne răzbunăm și este în noi asta. Dar Dumnezeu ne cheamă la iertare. Soluția lui Dumnezeu este incompatibilă cu. Amărăciunea, cu neiertarea, ceea ce lumea face. Conflictul scoate la iveală adeseori cel mai bine ce este în inima ta. Și ce-și dorește cel mai mult inima ta? Când pofta nu ți-e împlinită, vei arăta asta celorlalți prin modul în care te enervezi, te super sau te amărăști, te retragi în tine. Atunci când lupta este cu armele firii, ne asociem cu Satan și luptăm împotriva Evangheliei. Pe de altă parte, armele duhovnicești au la bază smerenia. Timpul născut din Evanghelie, tiparul născut din Evanghelie. Smerenia, punerea dorinței celuilalt mai presus de euul meu. La asta ne cheamă Dumnezeu în familiile noastre, în relațiile noastre. Încredete în promisiunile lui. Mai mult decât în ceea ce simți, sau crezi, sau îți spune lumea. Vă invit să ne luăm fiecare timp. În timpul nostru cu Domnul. Să ne cercetăm inima. Care sunt tiparele care provoacă conflicte în familia noastră? Cum e inima noastră? Ce ne spune Duhul Sfânt? Că ar trebui să scoatem la iveală. Cearta este normală, într-un fel. Ne confruntăm cu ea. Dar ea nu trebuie să devină normalitate. Nu trebuie să rămânem în situația de conflict. Trebuie să o folosim ca o modalitate de a scoate la iveală păcatele din inima noastră și îmbrățișarea soluției lui Dumnezeu. Iați timp și Vorbește cu soțul tău, cu soția ta. Întreabă-l pe el. Ce vede el în inima ta? Mărturisește ce ți-a vorbit Domnul despre inima ta. Rugați-vă împreună. Cereți lui Dumnezeu înțelepciunea lui. Cea curată, pașnică, blândă, plină de milă și de roade bune. Și acceptă soluția lui Dumnezeu. Smerenia.